Dacă da, cu un buget foarte mic, și răspunsul este că da, pentru că orice acțiune este mai bună decât nicio acțiune, la fel ca în sport, ca să continue pe linia de mai decât vreme. Și ajungând, căutând o agenție de SEO, clienții se întâlnesc cam cu două oferte principale, fie foarte cheap, fie foarte scumpe. Câți dintre voi ați cerut vreodată o ofertă de SEO de la o agenție? Super! Ați primit răspunsul probabil din ambele poluri, din ambele capete. Așa. În partea aceea cheap, este de obicei vorba despre un social bookmarking excesiv, pachete, lipsă de transparență, secret de serviciu, și altele, iar în partea cealaltă, la serviciile premium, foarte scumpe, este vorba despre paid links. Din fericire, din păcate, ambele sunt împotriva guideline-ului Google și, în cazul de față, dacă plătești mai mult, nu primești neapărat mai mult, iar dacă plătești mai puțin, s-ar putea să ajungi în situația asta. Eu m-am gândit că pentru un business owner care nu știe exact, nu e educat pe partea de SEO, nu îl interesează neapărat să învețe online marketing, este exact cum este pentru mine să mi se strice mașina și să merg la mecanic. Nu știu nimic. Adică merg la doi mecanici, unul este transparent și îmi explică
ce trebuie să fac la mașină, ce trebuie să cumpăr, ce piese să iau, iar în alte cazuri mă trezesc cu așa ceva. Și poate, da, poate dacă am prieteni buni, mă sfătuiesc și știu unde să merg, dar cred că situația în care mecanicul îți explică ce trebuie să facă și mai ales piesele pe care trebuie să le folosească, e mai benefică pentru relația sa client-adicție. Și aș vrea să mai continui cu factorii care influențează un buget SEO, ca să știți, să vedeți exact ce anume impactează creșterea sau scăderea unui buget. În primul rând, e importantă nișa și competiția, pentru că într-o nișă foarte competitivă este foarte greu să ai rezultate cu un buget foarte mic. Se poate, bineînțeles, doar dacă ești extrem de creativ și faci ceva de genul guerilla marketing. Însă, ca să ajungi la... E o tactică high risk și high reward, dar nu poți să promiți doar că va funcționa, nu poți să promiți că ceva va deveni viral. Poți să optimizezi ca să devină viral, dar nu poți să spui că ceva va deveni viral. Și mărimea site-ului impactează bugetul SEO prin faptul că un volum mai mare de muncă va fi dedicat auditului tehnic. Și nu neapărat numărul de pagini, cât și tipul paginilor. Și mai ales numărul de categorii, cât de bine este optimizat și așa mai departe. Un alt lucru care influențează bugetul SEO este faptul dacă ai sau nu ai locații în offline. Și asta impactează mai ales small business-urile care au locații, care au magazine sau care își pot servi clienții în mediul offline direct la magazin. Bineînțeles, și zona geografică este importantă, pentru că dacă targetezi clienți locali, este mult mai simplu și mult mai ușor de a obține rezultate, te poți baza pe surse locale, pe local SEO și rezultatele apar ceva mai rapid, mai ales când și competiția este mai mică. Iar un alt factor pe care noi ne forțează să creștem bugetul ca agenție este dacă a mai fost făcut SEO înainte la site. Cum poate să afecteze asta? Din prisma faptului, un site poate veni penalizat. Este destul de dificil să ridici o penalizare. Am făcut asta, dar ia mult mai mult timp decât ar lua dacă am început cu un site curat. Și pe lângă faptul că trebuie să cureți ce au făcut alții, să primești link-uri sub penalizare e destul de dificil. Sigur. De ce mai supun dacă s-au zis că mai supun, mai fi dacă ai offline, poate fi chiar mai ieftin. Pentru că dacă targetezi o zonă numai consumator dintr-o zonă locală, adică dintr-un oraș, nu știu, zicem, 5.000 de locuitori, poți să faci local SEO. Local SEO este destul de simplu și foarte reduce bugetul, adică nu ai nevoie de tactici mai avansate. Pe de altă parte, dacă ai magazin la nivel național, poate costa mai mult. Dacă ești, nu știu, pasă și ai 8 magazine pe oraș, în 6 orașe, ceva întâlnit. Și, bineînțeles, contează și pentru a scădea bugetul, pentru a scădea bugetul, contează și resursele pe care le are disponibile clientul. Asta înseamnă dacă are o echipă de marketing, dacă este dispus să ofere produse spre review-uri sau servicii spre review-uri, dacă este dispus să își investească timpul în a merge la prezentări de genul ăsta sau de genul și de a se implica în comunitate. Modelele de pricing în SEO sunt cam de 3 tipuri. Cele mai întâlnite sunt monthly retainer și project-based. Clienții din Asia lucrează mai mult cu project-based pentru că la ei ideea de a externaliza este mai puțin încetățenită decât la noi sau în state. Și
partea de monthly retainer, cum ajunge un client să plătească un monthly retainer? Prin felul următor, are nevoie indefinită, adică nu știe că vrea să-și mărească vânzările, dar nu are o nevoie specifică. Deci are doar ca obiectiv să-și crească vânzările. Pe partea de project-based, sunt clienții care caută ajutor pe o nevoie specifică, adică am o penalizare manuală și nu știu cum să o scot. Sau lansez un site, un nou site de e-commerce și am nevoie de cineva să-mi facă strategia pentru redirector. Mai există și mai puțin întâlnită consultanța la oră și e în special între agenții sau între business to business care sunt implicate cu partea de marketing și poate funcționa în felul următor. Fie există consultanța, un specialist care sfătuiește o platformă despre cum să își optimizeze o platformă e-commerce sau o altă agenție de SEO sau o altă agenție de marketing sau PR ne contactează pentru chestii tehnice sau pentru lucruri creative pe care nu le pot, nu au oameni să le facă intern. Problema este că clienții atunci când își primesc invoice-urile, asta e o problemă mai tehnică, nu înțeleg de ce s-au dus banii în luna aceea și de ce plătesc unii de luna și devin foarte frustrați. Din această cauză am considerat că e mult mai simplu ca clienții să fie implicați direct în proces și să știe exact ce se întâmplă luna de luna, să vadă pe ce activități, câte ore s-au desfășurat, cu cine s-a discutat și, adică, exact tot procesul pe care noi îl facem și pe ce se duc banii lor. De exemplu, în prima lună, și în PPC știu că există prima lună de setup și în SEO este la fel. Prima lună are volumul cel mai mare de muncă, pentru că implică foarte multă muncă tehnică. Muncă tehnică, muncă de research, muncă de analiză și mult planning. În general, planning-ul se face cam pe 6 luni. În mod detaliat, cam acestea sunt activitățile. În prima lună se face neapărat un site, un audit de site, un audit tehnic, în urma căruia sunt analizate problemele de indexare sau de accesibilitate și în urma lui se face o listă cu activități prioritizate pentru a optimiza cât mai bine site-ul, iar specialiștii SEO ar trebui să lucreze direct cu developerii clientului. O altă activitate foarte importantă este munca de analiza keyword-urilor, cuvintelor cheie, care relevă în special zone oportunitate pentru client. Unde anume pierde trafic și unde anume ar putea să câștige trafic. Analiza de cuvinte cheie este folosită chiar și la pentru website, pentru a face o arhitectură cât mai bună pentru search. Are de numit categorii, de exemplu, sau nu știu. Și este foarte important în a vedea care este performanța site-ului pe anumite cuvinte cheie. De exemplu, dacă pe anumite cuvinte cheie rankăm cu landing page-ul potrivit, cu prea multe landing page-uri sau nu avem niciun landing page, caz în care trebuie să creăm unul. Și aici intră partea de... Aici corelăm practic analiza de landing page-uri și vedem care este performanța pe cuvinte cheie. Mai facem o analiză de competitori pentru a vedea unde suntem, pentru că întotdeauna când pleci cu un proiect, trebuie să știi de unde ești și unde vrei să ajungi. Și trebuie să știi și ce fac competitorii, ca să vezi dacă rezultatele pe care le obții cu o campanie se pot menține în timp, o perioadă mai lungă, sau va trebui să... sau ai competitori activi pe care va trebui tot timpul să faci maraton cu ei, cum ar veni.
Bineînțeles, mai e de făcut, v-am plictisit, deci sunt foarte multe chestii de făcut în prima lună, e luna cea mai grea pentru noi. Și aici, practic, sunt banii clientului principal, dar sunt și cele mai multe beneficii. Mai ales pentru auditul site-ului, care, dacă este implementat, la timp, oferă cele mai multe beneficii pe termen scurt, deci oferă un boost foarte mare site-ului. Partea de content, de analiză de conținut, vă recomand să faceți și voi acest lucru, să vedeți care sunt asset-urile pe care le aveți și dacă în funnel-ul de cumpărare, încerc să spun mai mult română, în funnel-ul de cumpărare al clientului, există conținut pentru fiecare etapă, pentru discovery, pentru partea în care el vrea să convertească sau descoperă brand-ul. Și, bineînțeles, principalul instrument al promovării, un calendar editorial, este făcut tot în prima lună și, bineînțeles, începem să facem un benchmark pre-activități SEO și o să urmărim câțiva KPIs și punem rapoartele SML. De la luna a doua încolo, pentru că proiectele pot diferi de la 6 luni până chiar la 2-3 ani, cred că avem clienți și de 3 ani și ceva. Și în aceste luni, din luna a doua până luna a șasea, se implementează, se face cât mai mult creative work pe partea de PR și se ajustează strategia. Dar în principal se distribuie conținutul pe care îl facem în calendarul editorial, se construiește o bază de date media foarte targetată în care exposure-ul clientului ar avea sens și din care s-ar obține trafic relevant, referral relevant. Și, bineînțeles, facem și locul SEO atunci când este cazul, adică atunci când clientul are și locații offline. Pe partea de local SEO, activitățile principale care intră în buget sunt setarea paginii de Google Places sau Local Page și conceptul de NAP, vă este cunoscut, Name, Address, Phone. Conceptul acesta de NAP, Name, Address, Phone, trebuie să fie consistent atunci câți dintre voi aveți locații fizice unde vindeți. Trebuie să fie consistent peste tot în toate listing-urile de pe online, pentru ca Google să aibă informații consistente. Tot în această etapă facem și o strategie pentru Tot în această etapă facem și o strategie pentru review-uri și încercăm să referențiem site-ul de cât mai multe locuri posibile. Cam așa, locul este foarte important, este un feature foarte important în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, adică de aceea încă mai rezistă, de exemplu, saloanele de frumusețe la nivel de cartier. Adică dacă stați să vă gândiți, există și saloane din acestea foarte fancy, care sunt proate la nivel național, însă saloanele de frumusețe locale încă mai au succes tocmai prin prisma faptului că sunt la nivel local. Aici este o căutare pe Dentist București și puteți să vedeți că cât real estate din SER are locuri. Mie mi se pare extrem de important, mai ales pentru small business-urile care nu au un buget mare, ar trebui să-l investească neapărat în locuri. Cum măsurăm bugetul pe care îl băgăm în SEO? Adică la ce ne uităm
când vrem să măsurăm activitățile agenției. În primul rând, la trafic organic, evident, prin Google Analytics, ne uităm la viste, la tranzacții, la revenue, la profit. Și, bineînțeles, la cuvintele cheie din top 10. Trebuie să vedem dacă există progres și cum se comportă. Dacă v-ați întrebat, ok, can I just do it myself? Sau, nu știu, există vreun serviciu de care pot să mă lipsesc? Este mai complicat. Sunt anumite activități pe care chiar ne încurajăm clienții să le facă singuri pentru a ține un buget cât mai low. Dar să nu ajungem în situația aceasta. E nevoie de multă educare și multe informații pentru a avea o campanie de calitate. Și așa ne sfătim noi clienții să reducă bugetul prin crearea de conținut unic, creativ, primind guideline-urile de la noi. Aceste guideline-uri noi le punem în calendarul editorial care conține keywords atât și long tail pentru a vedea care este search intent-ul utilizatorilor pe acel topic. Însă nu vreau să vă focusați pe keywords, să le repetați, nu vorbim de keyword density sau alte concepte din acestea îndechite, mai ales de când avem update-ul de la Google Hummingbird, search-ul începe să devină cât mai conversațional și nu ne mai concentrăm pe keyword-uri, ci pe topicuri, pe subiecte. La fel, pentru a menține un buget cât mai jos, trebuie să ne folosim absolut toate resursele. Asta înseamnă că dacă un client are o placă de surf undeva în inventarul lui, trebuie să o folosim, să o dăm unui blogger sau trebuie să folosim absolut toate resursele pe care le avem. Dacă avem deja o persoană de PR, dacă avem deja o persoană de marketing, trebuie să le alocăm timp din activitatea lor de zi cu zi pentru a se ocupa de task-uri venite din partea agenției. Este un cost intern pentru că clientul își folosește oamenii pentru a lucra cu agenția, însă este un cost mai mic față de a lucra direct cu agenție pe aceste task-uri. Și, bineînțeles, ar trebui să găsiți o agenție care poate automatiza anumite activități, de exemplu, raportarea, pentru a nu fi charge-uiți pe activități făcute prea mult manual. Bineînțeles, automatizarea trebuie să rămână la un anumit punct, adică nu putem automatiza relațiile cu blogger, cu jurnaliști, cu media, nu putem automatiza crearea de conținut, pentru că trebuie să scriem către ființe umane, nu către un motor de căutare. Însă, activități de analiză, activități de organizare de date, astea ar trebui automatizate și nu ar trebui ca clientul să chargească mult pentru ele, ci să aibă un proces scalat. Dacă chiar nu există, dacă există zero buget pentru SEO și sunt destui care au zero buget pentru SEO, deși au nevoie, o să aveți nevoie cel puțin o persoană în companie care să fie foarte talentată, foarte creativă, să scrie foarte bine, să-și facă cât mai multe relații în media, s-a avut nevoie de un PR foarte bun. Pentru că activitățile de link building sunt principale activități de PR, de PR tradițional, cu puține cunoștințe tehnice. Și, în definitiv, dacă bugetul este zero, va trebui să dedicați foarte mult timp și foarte mult efort pentru a învăța despre cum funcționează SEO și ce tactici puteți implementa. Să-și facă măcar și SEO. În principal, adică pe partea asta tehnică, nu văd cum un client ar putea să-și facă singur. Deci măcar auditul tehnic ar trebui să apeleze neapărat la un specialist. Doar dacă are profil, dacă are un background tehnic, dar și acolo, mai greu cu webdesign. Mai o întrebare. Da. Bugetul este pentru o colaborare care a spus că aveți clienți de 3 ani. Bugetul este
flat pe perioada asta sau e o curvă? Nu, da, care e abordarea? Pentru că oricum munca cea mai mare e la început de bine. Da, da, da. Și atunci e un buget pe care voi îl consumați, sau nu vă consumați, dar la locul clientul mai mult, da. După care scade în timp? După care scade, da. Sau este... Nu, prima lună, datorită volumului foarte mare de muncă, are un preț mult mai mare, adică sunt mult mai multe ore investite atunci. La început, pentru că trebuie să pornești pe o strategie, nu pornești și îți dai seama pe parcurs ce să faci. Da, procesul e agil, în sensul că îți adaptezi anumite tactici în funcție de feedback-ul pe care îl primești de la vizitatori. Dar, și de conversii, evident. Dar pornești o strategie din prima lună, pornești cu site-ul bine făcut din prima lună, în mod ideal. Din experiență, site-ul nu e făcut în prima lună, adică se lungește munca cu developerii undeva la 2-3 luni, chiar mai mult. Însă, activitățile de promovare ar trebui făcute pe un site deja optimizat, a cărei infrastructură să reziste, să convertească cât mai bine, să aibă landing page-uri potrivite, conținut de calitate. Nu știu dacă ți-am spus, dar... Da, mi-ai zis. Adică bugetul scade, exact, așa, da, și chiar fluctuează. Pentru că două abordări, la mână vedere că e o colaborare, cum să zicem, pe termen lung, poți să împarți bugetul ăsta egal, să zic așa, pe egal de timp, sau poți să îți să-ți acoperi, să zic, și evident că în varianta în care este bugetul plat, evident că în primele luni dai de la tine, ca să zic așa, da, în ideea că îți recuperezi în timp, sau o abordare cealaltă. Da. Depinde ce riscuri îți asumi. Dar poți să și crească, dacă tu dezvolți riscuri. Da, poți să crească. De... Exact. Da, evident. Nu, da, dar era ideea de risc. Dacă îți asumi riscul sau nu îți asumi riscul în colaborarea cu clienții, poate să știi. Dacă el întrerupe colaborarea după o lună, două, tu vei muncit luna aia și... N-am pățit-o, sunt dar colaborările, adică atunci când ai încredere într-o echipă, lucrezi pe termen lung cu ea, mai ales cei care, nici noi nu ne alegem orice client, nu orice client care vine la noi, dar asta este cred. Dar că clienții trebuie aleși și în funcție de cât de mult înțeleg SEO, chiar după ce le explicăm, adică nu ne așteptăm să vină la noi și să știe deja tot. Cum ți-am spus și eu cu mecanicul. N-aș ști ce să cer. Dar trebuie să înțeleagă că față de PPC, pentru că majoritatea vin deja făcând câteva campanii de PPC, return on investment se observă mult mai târziu. Deci de asta am zis că o campanie minimă ar fi de 6 luni și în medie cam așa sunt, adică mai puțin de atât e, nu știu dacă observ prea multe rezultate. Ok, vorbind de ROI, cam acestea sunt, dacă vreți să începeți să lucrați cu agenție, cam acestea sunt costurile. În primul rând este un cost, să zicem că au trecut 6 luni și calculăm acel ROI. Ok, trebuie să ne calculăm fee-ul de consulting din prima lună și în cele 6 luni. Da, ai întrebare? Da, vreau să întreb cum calculați ce anume? Cum se calculează ROI-ul? Acum. Acum. Deci calculăm, în primul rând. În cele 6 luni luăm acel consulting fee, acel fee de implementare a campaniei. Bineînțeles, din partea clientului mai e și acel cost de web development, care nu vine la noi, vine la developeri, dar trebuie luat în considerare. Trebuie luat în considerare costul producției de conținut nou și, bineînțeles, costul intern pe care îl ai ca și companie ca să lucrezi cu agenție, pentru că ia foarte mult timp. Nu stai pur și simplu cheile la mașina cineva și spui, ok, când te întorci o să fiu un milionar, tu fă tu ce știi. Nu. Lucram, să zicem, minim 10 ore clientul pe lună, timp pe care trebuie să și-l aloce și ei și, evident, timpul cost. Deci asta e partea de costuri și pe partea de câștiguri, evident,
revenue și profitul din, din vizitele din organic. Bineînțeles, mai e și, știi cum se calculează ROI-ul. Da. Așa, așa îl putem noi calcula odată la 6 luni, însă el are și o valoare, deci asta ar fi valoarea intrinsecă, dar are și valoare de branding, pentru că lucrând pe partea de exposure și pe partea de conținut, creezi o comunitate, oferi conținut de calitate unor vizitatori care după aceea își amintesc de tine într-un anumit fel. Deci nu își amintesc de tine doar că te-au văzut într-un rezultat, ci și le-ai lăsat, creezi o experiență cu site prin conținut. Și cum calculați venitul în cazul ăsta în care clientul câștigă brand? A, este foarte dificil de, de calculat valoarea brandului. Eu aș, m-aș limita doar la calculul acesta simplu de costuri și venit. Pentru că, de exemplu, am lucrat cu Airbus și la fel, a trebuit să calculăm, adică a trebuit, am vrut să calculăm valoarea pe care o facem brandingului, era un concurs pentru studenți. Credem, e aproape imposibil. Branding-ul e ceva foarte fuzzy, așa, nu poți să... poți să faci un educated guess, așa, dar eu m-aș feri de calcule la care nu am date. Adică sunt, până la urmă, niște, pur și simplu așa, niște estimări pe care le facem cumva biased, fiind către munca noastră, evident. E așa, e mai simplu, e ușor de monitorizat și de către client, adică nimeni nu e păcălit. Dar trebuie să ținut minte că e și valoarea aceasta de branding în procesul SEO, dacă e făcut cum trebuie. Și vreau să vă mai spun de conceptul de flywheel, Jim Collins, Good to Great. Vă recomand cartea, care spune că și se aplică foarte mult pe campaniile SEO, conceptul de flywheel, care înseamnă că atunci când că pornești foarte greu și e foarte mult volum de muncă la început, însă ca și cum mai roti o, nu știu, un motor, la început îl împingi manual cât mai mult, după care prinde viteză și este self-sustainable. La fel este și cu campaniile SEO făcute bine. La început este mai dificil, după care ele primesc, începe achiziția de link-uri să fie 100% organică, fără a fi nevoie de munca specialistului și comunitatea începe la fel, să devină organică, să crească singură, de la sine. Takeaway-ul pe care eu aș vrea să vă las e că în digital marketing nu există un finish line, deși o campanie minimă de SEO ar trebui să dureze 6 luni, tot timpul se găsesc lucruri de făcut și tot timpul poți optimiza și trebuie să keep it going, să continui. Bineînțeles, dacă există și un return. Și cam atât am avut să vă povestesc despre bugete, dacă aveți întrebări. Cred că n-am mai cerut și aplauzele, tot de un pas înainte. Acum, la sfârșit, o să arăt cu tenzii pe câțiva dintre voi, dar o să primiți vinul, deci să vă bucurați dacă v-ați gândit, vă arăt cu degetul.